Bine v-am găsit, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, să vă binecuvânteze pe toți din belșug. Este o mare plăcere de a fi aici alături de dumneavoastră încă o zi cu un cuvânt de viață, un cuvânt prietenesc, un cuvânt care multe persoane s-au regăsit în acest cuvânt. Acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de multe ori când dumneavoastră cereți ajutor, ați cerut poate că cu încredere în cuvântul unui om și dumneavoastră nu ați primit ajutorul, dar cuvântul lui Dumnezeu promite, El chiar spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, dar ca această persoană să primească odihnă, ea mai întâi trebuie să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestui lucru, dragi prieteni, în această duminică vreau să vă spun că noi vom face provocarea cuvântului. Vom vedea dacă cuvântul lui Dumnezeu este adevărat sau nu. Ori Dumnezeu e, ori Dumnezeu nu e. Dar dacă Dumnezeu este, El trebuie să facă ceva. Și eu nu mă îndoiesc, Dumnezeu El este. Dumnezeu a făcut minuni și face. De aceea, dragii mei, multe persoane ele cred că Dumnezeu doar a făcut, dar nu mai face. De aceea, multe persoane le este greu să creadă că Dumnezeu mai poate transforma viața ei, pentru că a trăit o viață cu ceartă, o viață cu vicii, o viață cu probleme și atunci persoana poate că trecând prin dificultăți, cerând ajutorul la unul, la altul și a văzut că nu a primit ajutor, a ajuns chiar multe persoane să se răzbune pe Dumnezeu, să nu mai creadă că Dumnezeu există. Dragii mei, Dumnezeu există și când vorbim de Dumnezeu, vorbim de minuni. Când vorbim de Dumnezeu, nu putem să vorbim de Dumnezeu și să nu vorbim de minuni. Pentru că cine crede în Dumnezeu, crede în minune. Haideți să vedem acum puterea lui Dumnezeu, minuni care Dumnezeu le-a făcut, minunile Domnului Iisus. Vedeți ce se întâmplă și în zilele de astăzi. Duminica aceasta nu va fi diferit la ora 8 de dimineață, la ora 10 a doua slujbă și la ora 15. Cum vă numiți, doamnă? Caterina. Caterina, ce s-a întâmplat? Nepotul meu, am avut probleme mari cu el, părinte. Și de când la dumneavoastră, nepotul meu este foarte bine. Care problema a fost? Avea probleme, s-a născut prematur, s-a născut la aproape 7 luni. Mm-hmm. Și a fost, cred că, ceva malefic, nu știu să vă spun sigur, dar oricum a fost rău, rău. V-ați rugat? Da, și am venit la dumneavoastră aici și aici s-au făcut minuni mari. O minuni. Cum este acum nepot? Bine. Bine. Săptămâna viitoare face 12 ani. Ce frumos. Și A, asta deja de 12 ani. Binecuvântat. Da. Amin. Și cum era înainte în casă? În casă, băiatul nu prea m-a ascultat, dar acum e bine. Nu prea vă asculta. Da, da. Era ceartă, înțelegere. El are viața lui mai dificilă așa și nu ne înțelege. V-ați rugat în favoarea lui? Continuă. Și acum am rugat. Mm-hmm. Și acum și din când v-ați rugat, s-a schimbat. Da, s-a schimbat. E bine? Da. Sigur? E bine. A meritat? A meritat. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Mai aproape, vă rog. Cum vă numiți? Ana Maria. Ce s-a întâmplat în familie? În familia mea au fost mai multe. Eu nu vorbeam cu fratele meu. De cât timp? Păi n-am vorbit mai mult timp, nu știu. Ce era, ceartă, neînțelegere? Da, după ce a murit mama, ne-am certat, nu ne-am mai înțeles, n-am putut colabora. Și rugându-vă în favoare familiei, ce s-a întâmplat? Fratele meu a doua zi deja întreba că poate veni la noi. Înainte nu vroia? Nu vroia. Era departe? Da, era departe și acum, deci vroiam să... De atunci cum este? Da, foarte bine, nici nu vroia să vorbim și acum deja ne înțelegem. Și arta s-a terminat. Da, știți că problema cu casa, am zis că să vindem casa părintească și nici nu vroia să audă. Și acum colaborăm, deja s-a deschis o ușă săptămâna aceasta. Care ușă? Păi era un blocaj de iulie de anul trecut
Și acum începem să înaintăm, s-a deschis o ușă și... Merge bine. Merge bine, avem promisiuni. Și am mai avut o problemă cu cumnatul nostru. Nu vorbeam 2 ani. 2 ani n-am vorbit. Atunci era un duh de despărțire, despărțitor. Da, în familie, da. Mi-am adus aminte că am o poză cu cumnatul meu. V-ați rugat? Am venit și m-am rugat. Părintele a uns poza. Și în aceea zi ne-am și împăcat. În aceea zi? În aceea zi. Cumnatul a venit la noi și nu își mai vrea să plece, se simte foarte bine la noi. E bine. Da, foarte bine. Cine a binecuvântat? Dumnezeu și Iisus Hristos. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Maria. Doamna Maria, ce s-a întâmplat după această serie de rugăciuni? Părinte, după această serie de rugăciuni am participat în fiecare zi și dimineața și seara. Și mă simt, eu personal mă simt bine, liniștită, sufletește, întrucât am avut necazuri din familie și mă simteam foarte rău. Deci aveam și gânduri... Gânduri negative. Gânduri negative. Și de când viu aici, mi-a pierit toate gândurile, dorm liniștit, îți liniștită și eu și familia mea. Și mă bucur pentru băiatul meu, care are o familie puțin mai deosebită și a găsit și el o fetiță cu care să se căsătorească. Dar dumneavoastră veniți în continuare. Eu vin în continuare. De 2 săptămâni vă urmăresc, nu sunt de aici, sunt din județul Timiș, vă urmăresc la televizor și mi-am pus ambiția, zic, trebuie să ajung la această catedrală în București. Atunci merită să veniți. Merită să viu. Și... Fiul a fost binecuvântat. Da, fiul meu a fost binecuvântat. Și viu în continuare să mă simt eu bine. Sunteți fericit? Sunt fericită, părinte. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu nostru. Amin. Aplaudați pe Dumnezeu. Domnul mă va scăpa din fiecare lucrare rea și mă va păstra pentru împărăția lui cerească. Unde Dumnezeu este, acolo este și minunea Lui. Atunci, dragii mei, ce ați văzut, este puterea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu, El este același Dumnezeu din trecut, același Dumnezeu care, exemplu, a transformat apa în vin. Același Dumnezeu care, El a schimbat totul, dragii mei, totul, totul, totul. Și știți că Dumnezeu, El a creat totul în 6 zile. În doar 6 zile Dumnezeu a creat totul. Și a 7-a zi s-a odihnit. Dumneavoastră știți asta. Atunci, dragi prieteni, de ce Dumnezeu oare nu poate să creeze, fiind creatorul? El nu poate să creeze în viața dumneavoastră, exemplu, dumneavoastră care e familie distrusă, nu poate să creeze o familie unită? Dumneavoastră care aveți fiul pierdut în droguri, dacă veți veni și vă veți ruga, oare Dumnezeu nu-l va elibera de droguri? Exemplu, soțul dumneavoastră este afemeiat, este în brațele amantei, vine acasă și doar dumneavoastră sunteți jignită, lovită. Atunci, eu vreau să vă întreb, Dumnezeu care a făcut totul în 6 zile, cerul, pământul, marea, oare El nu poate să transforme soțul dumneavoastră? Ce este pentru Dumnezeu a transforma soțul dumneavoastră? E nimic. E nimic. De aceea, dragi prieteni, în această duminică, dragii mei, noi vom provoca, noi vom face partea noastră și Dumnezeu va face partea Lui. Aici, la catedrală, în această duminică, va fi o slujbă, într-adevăr, mai multe slujbe, dar va fi foarte tare. Prima slujbă este prima slujbă a primelor roade. Prima slujbă este slujba a primelor roade, la ora 8. Avem și a doua slujbă la ora 10 de credință și de minuni. Atunci dumneavoastră care doriți o minune, dumneavoastră care doriți să oferiți Domnului Iisus primele roade poate, atunci veniți la ora 8. Dumneavoastră care aveți nevoie de o minune, veniți la ora 10. Pentru că Dumnezeu se va manifesta de o manieră grandioasă. Și așa e, dacă dumneavoastră credeți, în această duminică nu veți rămâne acasă. Acum eu vreau să vă mai arăt mai multe cazuri. Eu voi vorbi mai puțin
în această emisiune și persoanele care au văzut puterea lui Dumnezeu vor vorbi mai mult. Pentru că, dragii mei, dacă Dumnezeu este, trebuie să se întâmple minuni. Și dovada sunt cazurile, dovada sunt persoanele care ne mărturisesc. Haideți acum să vedem mai multe cazuri, mai multe persoane care prin credință Dumnezeu le-a binecuvântat. Atunci, cum vă numiți? Voi cu Angelica. Care problema a fost atunci? Deci, copilul meu din octombrie a intrat în o gașcă de golani, ajungând să fumeze iarbă, să fugă de acasă, să fure din casă, să se lase de Din cauza viciului? Din cauza viciului și acestor indivizi. Vreau să spun de când vin la dumneavoastră, mi-a adus-o acasă, a plecat iar mi-a adus-o acasă, este ok. E ok? E ok. Ați suferit cu această problemă? Foarte mult, foarte mult. Ce ați făcut aici la noi? V-ați rugat? Ce ați făcut? Pentru ea, m-am rugat non-stop pentru ea. Pentru familie? Pentru familie, să o readucă, să o integreze înapoi în casă și pe drumul cel bun. Ați băut din apă? Da. Și fiica a băut? Da, da, da. Apă sfințită? Da, da, da. I-am pus fără să știe în sticlă de când a venit acasă, că deocamdată încă nu este... Dar ați folosit credința dumneavoastră? Da, da, da. A meritat? Foarte mult. E bine? Da, foarte bine. E ok? E ok. Cine a binecuvântat? Dumnezeu. Amin, așa să fie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A fost semnul care ați primit astăzi la această slujbă? Bucurie, pace, liniște și fericire într-un cuvânt. Împreună cu soțul aici? Da, da, da. Întotdeauna ne încărcăm cu energie pozitivă care ne face să revenim cu drag și cu bucurie mereu. Da, efectiv ca și ne încărcăm bateriile. Ne încărcăm bateriile și putem să învingem mult mai ușor toate greutățile. Și încă ceva, deci mulțumim tuturor celor care ajută aici și care își dau tot aportul ca lucrurile să meargă bine. Și noi suntem, cum să spun, foarte, foarte bucuroși, bucuroși că de fiecare dată plecăm mai bogați decât am venit. De fiecare dată avem ceva de învățat, extraordinar și de pus în practică, în viața de zi cu zi. Un lucru mare, mare de tot. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Această slujbă este foarte bună pentru toată lumea, pentru viața noastră special. Este ca o hrană spirituală. Fără aer, fără hrană putem, dar fără Dumnezeu nu. Știm că astăzi a fost o slujbă în favoarea familiei, ați adus și o pâine, nu și o apă, cum a fost? Apa, binecuvântat, ca și familia să fie binecuvântată, chiar dacă nu participă, dar ei vor fi binecuvântați. Există răni ce sunt remediabile. Totuși, există acele răni pe care nici timpul, afecțiunea sau tratamentul nu le poate restaura. Acestea sunt rănile sufletești, cauzate de o trădare, de un abuz, de o pierdere, de o decepție. Cuvinte și atitudini care au rănit și pare că nimic nu le poate cicatriza. Aceste răni doar pot fi restaurate de doctorul sufletului. Duminică, 28 martie, ziua restaurării sufletelor rănite, la ora 8, la ora 10 dimineață în special, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Și dumneavoastră, ziua, părinte. Cum vă numiți? Marian. Ce s-a întâmplat? În urmă cu 20 de ani am fumat. A fost o perioadă de 20 de ani care am fumat. Începând după data de 20 de ani? Da. Începând după data de 14 noiembrie anul trecut, de când am fost la prima slujbă, n-am reușit să mai fumez.
Ați făcut aici o provocare cu părinte? Da. De atunci? N-am mai reușit să fumez. Ați lăsat? Da. Sunteți liberi? Da, părinte. Și altceva, în urmă cu de 3 ani, n-am reușit să dorm niciodată. N-am putut să dorm. Și de când am venit la catedrală aici, pe 10 ianuarie, de atunci pot să dorm. Nu ați putut? De 10 ani? Nici cu pastile de la psihiatru n-am putut să dorm. Și după ce veniți aici, exact, acum dormiți bine. Da. Un somn ușor. Da, părinte. Cine va binecuvântat? Domnul Iisus. Amin. Aplaudați Domnul pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Doamna Daniela, cine era Daniela înainte de Duhul Sfânt? Eu înainte eram o persoană care purta mură, ranchiună, eram rătăcioasă, eram cel mai rău. Vorbiți un pic mai tare. Deci purtam ură. Ură? Da. Ranchiună, pentru că aveam multe probleme și s-a strâns foarte mult în inimă, în interior. Atunci dumneavoastră, trecutul dumneavoastră a fost un trecut foarte rău. Foarte rău, din da. Cauza ranchiunii, din cauza urii, dumneavoastră aveați ură împotriva cuiva? Da. Împotriva cui? Era o persoană care îmi făcea tot timpul rău în casă și atunci știam. Am văzut, adică ce așa, și tot timpul am prins foarte multă ură pe ea. Mm-hmm. Da. Și asta v-a chinuit, aceea ură, cum era inima dumneavoastră, interiorul dumneavoastră? Eram închisă, eram întunecată, tot timpul și mintea și inima era același cu gândurile acelea, că ea îmi face rău, că tot timpul era ceva împotriva ei. Și dumneavoastră, în perioada aceea, vă considerați o persoană religioasă? Mergeați la biserică? Cum era? Da, mergeam la biserică, făceam totul ce trebuia să fac în biserica ortodoxă. Chiar aprindeam foarte multe lumânări. Aprindeați lumânări, dar aveați rănchiune. Da. Aprindeați lumânări, dar aveați ură împotriva cuiva. Exact, da. Și când ați ajuns aici la catedrală, la locașul Duhului Sfânt, cum a început schimbarea vieții dumneavoastră? A început încet cu încet. La început nu prea înțelegeam, dar în timp, pas cu pas, am înțeles despre ce e vorba. Dar a durat ceva timp, nu foarte repede. Și v-ați dezlegat? Era o problemă spirituală? Da, aveam o problemă spirituală, dar foarte greu. Deci mi-a luat ceva timp până m-am dezlegat, până m-am eliberat, până am cunoscut adevărul. Dumneavoastră, cunoscând adevărul, ați înțeles că trebuia să iertați? Da. Ați iertat acea persoană? Bineînțeles că am iertat. În momentul când a venit Duhul Sfânt, a făcut totul nou. Minte nouă, inimă nouă, dragostea. Dumneavoastră ați participat la postul lui Daniel? Da, în primul rând a fost înainte, până să înceapă postul Daniel, a fost sacrificiu, campania Focul Sfânt. Și în campania aceea, ce ați cerut? Am cerut tot. Că tot făceam, dar nu mi se dădea, deci era ceva care tot mă ținea pe loc. Și parcă nu mai aveam nicio nădejde, parcă nu spuneam că Dumnezeu nu mă aude, nu-mi răspunde și era ceva înăuntru meu. Și am dat mai mult în postul Daniel, atunci m-am adunat. Cum a fost postul lui Daniel pentru dumneavoastră? Ce ați făcut? Eu mai făcusem înainte, dar cred că nu am dat cu toată puterea. N-am dat tot timpul înapoi ca să pot să mă adun, adică ce persoană sunt și unde greșesc mai mult, să pot să fac. Atunci ați participat la postul și cum s-a întâmplat, cum a fost pecetuluire cu Duhul Sfânt? Am făcut postul Daniel, dar n-am fost chiar în același timp. A durat foarte puțin și după care, într-o duminică, am primit Duhul Sfânt. Și în acea duminică, cum a fost? Vă amintiți ce s-a întâmplat? Da, eram acasă, într-o duminică după amiază, și atunci a venit prezența lui Dumnezeu, foarte puternică asupra mea, a venit întâi o pace, o iubire foarte puternică, care nu pot să o descriu. Și stăteam în pace, atunci am ieșit din pace și simțeam nevoia să merg pe stradă, să-i spun la oameni că Iisus te iubește și am simțit nevoia să vorbesc despre Dumnezeu. Dar a fost o schimbare înainte de a fi pecetuit? Da, bineînțeles, a fost o schimbare. Ați lăsat păcatul? Am lăsat tot timpul, adică era ceva greu care nu puteam să mă desprind. Ați iertat acea persoană? Sigur că da. Și astăzi, după pecetuluire cu Duhul Sfânt, cine sunteți?
Păi sunt transformată, sunt altă minte, o inimă nouă, curată. Deci totul a schimbat în viața mea. O nouă creatură. O nouă creatură, da. O nouă viață. O nouă viață. Atunci e meritat tot efortul, tot sacrificiu să fiți pecetuite cu Duhul Sfânt. Exact. Și care sfatul dați pentru cei care încă nu sunt pecetuiți? Sfatul meu să facă acest post și să dea cu toată forța, să se adune, să se controleze tot ce greșelile și păcatele care sunt, că dacă e un păcat, nu îl dăm voie să adică să ne căim de el, atunci va rămâne acolo și nu putem să mergem mai înainte, să trecem de obstacolul acela. Și nu putem să primim Duhul Sfânt. Totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Fericită? Slavă Domnului! Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos! Există răni ce sunt remediabile. Totuși, există acele răni pe care nici timpul, afecțiunea sau tratamentul nu le poate restaura. Acestea sunt rănile sufletești, cauzate de o trădare, de un abuz, de o pierdere, de o decepție. Cuvinte și atitudini care au rănit și pare că nimic nu le poate cicatriza. Aceste răni doar pot fi restaurate de doctorul sufletului. Duminică, 28 martie, ziua restaurării sufletelor rănite, la ora 8, la ora 10 dimineață în special, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Dragii mei prieteni, ați văzut multe persoane care acum se bucură de o viață binecuvântată. Așa cum am citit mai devreme în Biblie cu dumneavoastră și a binecuvântat acele 5 pâini și 2 pești. Și toți care erau acolo cu foame, Dumnezeu le-a potolit foamea, Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar Biblia spune că au mâncat toți, s-au săturat și a mai și rămas. E foarte tare. Acesta este Dumnezeu nostru. Dragi prieteni, haideți, pregătiți paharul cu apă, este momentul rugăciunii. Pregătiți acum paharul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoare dumneavoastră. Dumnezeu nostru și Tatăl nostru ceresc, Doamne, noi în numele Domnului nostru Iisus Hristos intrăm în acest moment în sfânta Ta prezență. Suntem aici pentru că, Doamne, Tu ești unicul Dumnezeu, singurul, care ne-ai arătat, Dumnezeul meu, puterea Ta. Tu ai transformat apa în vin, a fost prima minune care ai făcut-o. Doamne, Tu ai mulțit pâinea și pești de două ori. Atunci, Doamne, Tu ne-ai arătat că Tu existi, Tu ai puterea. Pentru că dacă cei care sunt înfometați de o familie unită, de sănătate, cei care sunt oprimați, cei care sunt, Dumnezeu, cu familia dezbinată, distrusă, din pricina vicilor, din cauza, Dumnezeu, unui anturaj, această soție care, Dumnezeu meu, în fiecare zi este oprimată, este cu insomnie din cauza că soțul ei este în brațele altei femei de ani de zile. O, Doamne, chiar această persoană s-a obișnuit cu suferința. Doamne, dar aici noi avem cuvântul Tău. Cuvântul Tău, Doamne, nu dă greș. De aceea, Dumnezeu meu, Te rog, în numele Domnului Iisus, conform cuvântului Tău, Doamne, fă ca un miracol, o minune această persoană să vadă. Dumnezeu meu, sfințește acest coș, ca acest coș, Doamne, să fie mai mult binecuvântat, pentru că ceea ce noi am văzut, acele 5 pâini și 2 pești, acolo în acel coș
s-au multiplicat, pentru că, Doamne, acel coș a fost binecuvântat, a fost provocarea coșului. Și asta noi vom face în această duminică. Noi vom face, Dumnezeu nostru, această provocare. Noi vom face, vom provoca minunea noastră. Prin credință, Doamne, cei care vor veni vor atrage atenția Ta. Poate că vor veni de departe, nu contează de unde vor veni. Vor veni, Doamne, pentru ca Tu să le potolești această sete, această foame pe care această persoană o are. O, Doamne, binecuvântează cu puterea Ta. Binecuvântează, Doamne, cu mâna Ta puternică viața tuturor. Doamne, eu așa determin, eu așa hotărăsc ca viața tuturor celor care vor veni în această duminică, Dumnezeu, să fie transformată, să se întâmple, Dumnezeu, minunea ce s-a întâmplat, Dumnezeu, cu acele 5 pâini și 2 pești, că toată lumea a rămas uimită. O, Dumnezeu, toți care vor veni în aceste slujbe, fie la ora 8, fie la ora 10 sau la ora 15, nu contează la care slujbă vor ajunge, dar unde, Doamne, această persoană va veni la una din slujbe, Dumnezeu, toți prezenți, toți cei prezenți vor fi, Dumnezeu, săturați. O, Doamne, de aceea te rog, binecuvântează acum această apă, binecuvântează cana cu apă, paharul cu apă, ca această persoană când va bea să primească forță, să fie binecuvântată în numele lui Iisus. Și cine crede, spuneți așa să fie. Amin. Dragii mei, cu încredere, cu credință, beți acum din această apă și fiți binecuvântați. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. A fost o mare plăcere de a fi aici cu dumneavoastră. Eu cred că dumneavoastră ați fost toți binecuvântați. Toți ați fost binecuvântați. Dar în încheierea acestei emisiuni, eu vreau să fac un anunț pentru toți tinerii care sunt talentați. Pe data de 3 noi vom face aici provocarea talentelor. Provocarea talent. Dacă ești un tânăr și ai un talent, cel puțin, ești binevenit să te înscrii la această provocare a talentelor. De aceea eu te invit să vii și să participi și să-ți arăți talentul tău. Cât mai este timp, sună chiar la numerele care le-am spus mai devreme. 021-255-7300 sau 0721-805-569. Poți să ne suni și să spui care e talentul tău și acum noi te vom lăsa cu un video cu un tânăr, cu o tânără care va participa la provocarea talentelor. Dragii mei, ca Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi binecuvântată, mâine vom avea conexiunea, puterea tinerilor și dacă tu ești un tânăr și vrei ca să te consulți cu noi, ești binevenit, ești binevenită. Da? Bine, o îmbrățișare tuturor, la revedere, pe curând, numai bine! I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Bună, mă numesc Cosmina, sunt din Ploiești, o să particip la provocarea talentelor. Dacă și tu vrei să participi, te așteptăm la Catedrala Credinței, șoseaua Funde, numărul 11, sectorul 2, vis-a-vis de fostul XXM. Te așteptăm și pe tine!